Zilele acestea, în ultimele două, trei săptămâni, dacă ați fost atenți, conectați la ceea ce se întâmplă în mass media, se vorbește foarte mult despre mult așteptata contraofensivă armate ucrainiene în zona Donbasului, în zona, Zaporojie, spre peninsula Crimea, în Luhansk. Se așteaptă foarte mult această contraofensivă, și anume ca această țară invadată să-și recâștige teritoriile. Acum, dragii mei, în termenii strategiei militare, și eu am în această zi în biserică oameni care se pricep, sunt în domeniul acesta și nu o să intru prea adânc pentru că risc să spun lucruri la care nu mă pricep. Dar un lucru pe care îl cunosc și este general valabil este că pentru a avansa în teritoriul celălalt, pentru a reuși să ai o campanie de succes în ocuparea unui teritoriu, ai nevoie în primul și în primul rând de un cap de pod, așa se numește, un cap de pod. Adică trebuie să stabilești un fel de contact, o linie pe care mai apoi să vină fluxul de armament, de muniție, de oameni, de logistică. Oameni buni, de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că vreau să privim în această dimineață la acest păcat al mâniei. Și vreau să înțelegeți că mânia, dacă vreți, este capul de pod al diavolului în viața noastră. Pentru că dacă stabilești în viața noastră acest punct și dacă reușește să întrețină în viața noastră acest păcat al mâniei, care se poate manifesta sub diferite forme și o să vedem, va reuși ca mai apoi prin el, prin mânie, să declanșeze, să alimenteze viața noastră cu o mulțime de probleme, de păcate mai apoi adiacente. Oameni buni, în Efeseni capitolul 4 cu 26, Apostolul Pavel spune, pentru că e foarte serios subiectul ăsta, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, și spune ceva mai departe, deci pentru că aici e foarte important, și zice acolo, auziți, și nu dați prilej cui? Diavolului. Pentru că diavolul, dragii mei, exploatează extraordinar de bine mânia. Dacă există ceva ce diavolul exploatează foarte bine, este mânia. Și momentul în care reușește să aibă capul ăsta de pod, dacă vreți, în sufletul nostru, în mintea noastră, reușește mai apoi să ne ține sub control. Reușește să ne facă să ajungem la gesturi regretabile. Dragii mei, practic, dacă, deși poate șoca în ce spun acum, prin mânie, noi dăm o mână de ajutor diavolului. Noi, prejumătate, îi facem lui lucrarea. Dacă vreți, mânia este păcatul prin care noi îi dăm o mână de ajutor diavolului, practic deschidem poarta în viața noastră pentru multe și multe alte păcate. E adevărat, în această dimineață predic unor oameni blânzi și smeriți cu inima. Toți suntem aici. Doar că s-ar putea să ne audă alții care au problema asta. Dar totuși, dacă te confrunți cu situația asta, dacă recunoști că ai problemele tale în zona aceasta, s-ar putea, și mă rog ca din toată inima, cuvântul ăsta să fie de folos. Știți de ce mânia ar trebui să ne preocupe ca subiect și ca păcat? Pentru că vreau să vă spun cât de grav este. Probabil că de foarte multe ori, noi abia când înțelegem gravitatea unui lucru, în noi se declanșează un mecanism de a reacționa în direcția aceea. Vă rog să mă ascultați ce spune Biblia. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Galateni capitolul 5 cu versetul 19. Vă rog mare atenție la această listă. Și faptele firii pământești, că nu-i din Duhul Sfânt, o să vedem în ea, da? Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și auziți, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile și, atenție, mâniile. Mâniile, și spune, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și auziți ce spune Pavel, sentința, concluzia, atenție, cine e curvar? Cine se îmbuibă? Cine e mânios? Mânia te bagă în iad. Deci dacă ai o problemă a mâniei în viața ta, oricare suntem de aici, dacă avem o problemă cu mânia, dacă nu controlăm problema asta, atenție, păcatul ăsta te duce în iad.
Nu o spun eu, ci o spune Apostolul Pavel, pentru că au zis sentința lui, concluzia. Zice că își vă spun mai dinainte, să nu cumva să aveți emoții, ci să aveți dimpotrivă certitudini, pentru că vă spun, cum am mai spus mai dinainte, că cei ce fac astfel de lucruri, care? Și am văzut, printre care și ce? Mânia. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Wow! Și dintr-o dată îți dai seama că ăsta e un păcat foarte serios. Îți dai seama că păcatul ăsta, dacă nu-l rezolvi în viața ta, dacă nu-l înțelegi, dacă nu-l abordezi corect, te duce în iad. De aceea, în această dimineață, dragii mei, continuând ciclul și seria noastră de predici despre păcatele capitale sau cardinale, vreau să vorbim despre mânie, despre păcatul mâniei. Și, dragii mei, ca să înțelegem bine subiectul acesta, vreau să ne uităm, în primul rând, la acest aspect. De ce trebuie să ne intereseze problema asta? Care este motivul pentru care trebuie să acordăm o atenție sporită acestei probleme și acestui păcat? Dragii mei, pe mine și pe tine, mânia este un subiect care trebuie să ne intereseze foarte mult, pentru că, uitați-vă, afectează multe lucruri în viața noastră. De exemplu, ne afectează trupul. Psalmul 37:8 spune, lasă mânia, părăsește iuțimia, nu te supăra, căci supărarea duce numai la rău. Și, dragii mei, mânia și toate stările pe care ea le declanșează ulterior, dragii mei, merg într-o direcție până acolo, încât din punct de vedere medical, biologic, ne îmbolnăvește. Există boli, dragii mei, care sunt declanșate, sunt alimentate mai apoi și agravate pe fondul mâniei. În urmă cu ani de zile, în unul dintre cele mai cunoscute ziare din lume, New York Times, a fost scrisă de către un medic specialist care se ocupă cu nervii, medic care are treabă cu asta. Vă citesc ce spunea el. În ultima vreme, cercetătorii au cules o mulțime de date din care reiese că mânia cronică este atât de dăunătoare corpului, încât ea se află pe picior de egalitate, ba chiar depășește ca puternic factor de risc pentru o moarte prematură, fumatul, obezitatea și alimentația nesănătoasă. Deci atenție, mânia e mai periculoasă, poți să mor mai repede din cauza mâniei decât dacă fumezi, decât dacă ești obez sau dacă ai o alimentație nesănătoasă. Sunt 51 de boli cauzate și agravate de către mânie. Și asta, dragii mei, doar din punct de vedere medical. Și atunci n-ar trebui să ne intereseze, mai ales că ce spune Biblia că e trupul nostru? Ce este trupul nostru? E templul Duhului Sfânt. Și dacă există ceva în mine care afectează templul Duhului Sfânt, care este trupul meu, trebuie să mă intereseze. Dar vedeți dumneavoastră, mânia nu afectează numai trupul, partea biologică. Mânia afectează mintea noastră, judecata noastră, rațiunea noastră. Eclesiastul 7:9, nu te grăbi să te mâni. Doamne, ușor e de zis. Greu de făcut. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul cui? Nebunilor. Adică, dragii mei, mânia e o formă de nebunie. Mânia e o formă de nebunie și Proverbe 14:29 completează argumentul acesta și spune, cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se prinde iute, face o mulțime de prostii. Vă aduceți aminte de ultima? Făcută la nervi? De telefonul care l-ai aruncat și, vai, 1500 de euro. Ai făcut privec după aia, 3 zile. 3 secunde de mânie. Spart televizorul. Ai aruncat, Și regreți și regreți după aceea. Pentru că, dragii mei, cine se aprinde iute, face multe prostii. Mânia, dragii mei, se spune în teologia patristică, este o nebunie de scurtă durată. E pur și simplu o nebunie de scurtă durată. Și spunea cineva, un om al lui Dumnezeu, în felul următor, delirul produs de mânie are ca efect modificarea, aici e foarte important, delirul produs de mânie, e delir efectiv, are ca efect direct modificarea proporțiilor. Întâmplările nu mai sunt percepute și trăite adevărat, la adevărata lor dimensiune, ci unele sunt într-un mod exagerat, îngroșate, iar altele cu totul șterse sau abia băgate în seamă. Adică facem din țânțar armăsar.
Când ești nervos, un simplu gest, copilul că a făcut nu știu ce, explodezi. Nevasta, imediat, mai tare. Pentru că mânia, dragii mei, modifică proporțiile realității. Când ești mânios, vezi totul disproporțional, orice gest. Deci un simplu fapt că s-a uitat la tine așa, tu ce zici? Nu știu. Bă, dar de ce? Să vezi cum s-a uitat la mine. Și eu s-a uitat normal. Bă, dar nu că știu că am văzut, dar n-a zis, dar știu ce vrei să zici. Și încep la aspectul, tu ești deja psiholog. Pentru că mânia, dragii mei, ne afectează trupul, ne afectează mintea. Ce mai ne afectează? De ce trebuie să ne intereseze foarte tare subiectul de astăzi? Pentru că ne afectează relațiile. Mânia distruge relații, dragii mei. Proverbe 29:22, un om mânios strânește ce? Binecuvântări, rugăciuni. Am o mânie sfântă, fraților, hai să ne rugăm. Nu o să-l vedeți. Are, bă, păi cu cine să mă cert astăzi? Și încep cu soacră, că n-ai cu cine acolo. Continui cu copiii, cu guvernul, cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Soros și ai tu lista ta. Un om mânios strânește certuri și un înfuriat face multe păcate. Dragii mei, știți ce face cu noi mânia? Ne distruge relațiile. Ne distruge relațiile. Iată de ce e o problemă care trebuie să ne intereseze. Acum, al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez, trebuie să înțelegem mânia, nu doar să ne intereseze, trebuie să înțelegem care e treaba cu mânia. Și acum vreau să spun, e un citat, pentru că e o parte mai mult de studiu biblic în această zi. Warren Wiersbe e un om al lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu, uns de Dumnezeu, hăruit de Dumnezeu și un teolog apreciat. Și omul ăsta, vă citesc și spunea el, în ea însăși, mânia nu este neapărat rea, știu că pare ciudat, dar ascultați argumentul. Dumnezeu a pus în noi anumite trăiri afective, emoții, inclusiv mânia. Iar când aceste emoții sunt canalizate bine, ele pot sluji binelui nostru. Mânia este ca un foc, zicea el, care atunci când este folosit corect, ne ajută. Dar dacă scăpăm de sub control, are efecte devastatoare. Și acum să fim și puțin filozofici, Aristotel a zis așa. Oricine poate să se mânie. Asta o știi și tu, nu? Eu n-am văzut om care să facă facultate, doctorat, să știe cum să se mânie. Oricine știe că-ți vine. Oricine poate să se mânie, este foarte ușor, dar atenție, să te mânii pe ce trebuie, cât trebuie, când trebuie și cum trebuie. Aceasta nu stă în puterea oricărui om și nu este un lucru ușor. Știm și noi Aristotel. O vedem noi în fiecare zi. Dragii mei, ce vreau să vă spun cu asta? Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea cui? A cui? A lui Dumnezeu. Bun. Dragii mei, înseamnă că prin creație Dumnezeu a imprimat în noi lucruri care sunt în El. Și acum fiți atenți, avem anumite emoții și Dumnezeu le are, printre care se numără și mânia. Ascultați-mă, nu judecați înainte de argument. De 375 de ori în Sfânta Scriptură apare expresia despre mânie legată în dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu se mânie. 375 de referințe directe biblice. Și auziți, aproximativ 90% din referințele biblice despre mânie din Biblie se referă direct la mânia lui Dumnezeu. Roman, de exemplu, capitolul 1. Mânia lui Dumnezeu se arată împotriva cui? Oricărei necinstiri, oricărei nelegiuiri. Dragii mei, pentru mulți, un Dumnezeu al dragostei este, știu, în contradicție cu un Dumnezeu care se mânie. Cum poate un Dumnezeu care iubește să se mânie? Dar ascultă-mă bine. Dacă ai un Dumnezeu care nu se mânie, spunea Timothy Keller, dacă ai un Dumnezeu care nu se mânie, nu mai ai un Dumnezeu al dragostei. Știi de ce? Pentru că dacă iubești cu adevărat pe cineva, nu poți rămâne indiferent când vezi că omul ăla își distruge viața. Deci dacă tu ai un copil și vezi că se autodistruge potențial maxim, capacitat înzestrat și vezi că se distruge, vezi că singur își amputează viitorul, își distruge potențialul, tu ce spui ca părinte? Pruncul meu, nu-i bine ce faci, Domnul să-ți ajute. Nu. Când iubești, ai genul ăsta de reacție. Băi, ce faci? Pentru că-ți pasă. Pentru că-ți pasă.
Acum, dragii mei, însă vreau să clarificăm lucrurile, pentru că m-au zis foarte mulți pocăiți, frate, a venit o mânie sfântă peste mine, așa le-am zis câteva de la Domnul, hai să nu sfințim noi totdeauna mânia. Unele lucruri, hai să le încadrăm bine scriptural. Dragii mei, eu nu spun că există mânie sfântă sau nu. Nu m-aș hazarda să dau definiția asta. Spun doar că există în Biblie cazuri în care mânia se justifică și există cazuri în Biblie unde nu se justifică. Haideți, de exemplu, să vedem. Marcu, capitolul 3, cu versetul 1. Un caz în care îl vedem, știți pe cine? Domnul Iisus spune așa, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inimă. Și cu toate acestea, avem cadre în Scriptură în care îl vedem pe Hristos că se mânie. Biblia spune asta, dar să vedem în ce context. Marcu, capitolul 3, cu versetul 1. Iisus a intrat din nou în sinagogă, acolo se afla un om cu mâna uscată, ei pândeau, farisei, cărturarii, potrivnici, ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău, să scapi viața cuiva sau să o pierzi, dar ei, mâlc, tăcut. Atunci, rotindu-și privirile cu blândețe, cu mânie, spune cuvântul lui Dumnezeu, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit, de ce? De împietrirea inimilor, de răutatea lor, a zis omului, întindeți mâna, el a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă. În acest caz, dragii mei, putem vorbi despre o mânie justificată. Ce este mânia asta, dacă vreți, justificată? Este energia, este reacția stârnită în apărarea ceva bun și canalizată împotriva ceea ce este rău. Asta este modul în care putem și în care se poate încadra această mânie justificată. Dar atenție, când mânia se justifică, dragii mei, subliniați, vă rog, lucrul acesta, nu este niciodată personală, nu este răzbunătoare, nu este persistentă, nu este direcționată spre persoană, ci spre problemă. Mânia justificată niciodată nu-i direcționată spre persoană, ci spre problemă. Pentru că îți dai seama că e o problemă acolo care te indignează spiritual. De exemplu, dragii mei, vă dau un exemplu. Dacă vezi în viața copilului tău anumite probleme, rebeliune, te contestă, lasă-mă în pace, nu învață, nu-i treaba ta, lasă-mă în pace. Vă pune mâna pe carte, eu pune mâna și mă la Netflix. Acum vreau să spun ceva. Dacă vezi o problemă de rebeliune în viața copilului tău, ce vrei să distrugi de fapt? Rebeliunea sau pe copil? Tu ataci problema și nu persoana. Nu vrei să distrugi copilul, ci vrei să distrugi problema. Există contexte, dragii mei, și foarte important să le înțelegem. Mânia denaturată, e una justificată, e una nejustificată. Acum aici găsim cel puțin două nivele. Primul din ele, dragii mei, cum se declanșează aia nejustificată, sunt lucrurile care ne agasează zilnic. Există o formă de mânie la primul nivel, cei mai mulți știu că numai aici nu trece la nivelul 2, aici trebuie masterat deja în mânie, dar la primul nivel, mânia declanșată e genul ăla care frecușurile zilnice, lucruri care ne agasează. Șoferi în trafic, nu aveți problema asta. Bă, pacea Domnului. Da? Gura nevestei. Uneori te poate agasa așa asta. Facturile. Ciucă, ciolacul. Nu știu. Sunt lucruri care te agasă. Mă, când îi vezi deja, Doamne. Deci, îs anumite frecușuri zilnice. La locul de muncă cu cineva care tot timpul e acolo, te enervează. Niciodată nu faci bine nimic. Șeful, patronul. Lucrurile astea te agasă. Și începi o formă de mânie, asta la primul nivel. Acum, dragii mei, există și al doilea nivel. Nedreptatea strânește mânia noi. Trădarea și lucruri pe care nu le poți uita. Dar există un nivel, spunea un om al lui Dumnezeu, foarte interesant, pe care noi nu-l verbalizăm, dar îl simțim. Există o mânie îndreptată a oamenilor împotriva lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că oamenii se mânie pe Dumnezeu? Știu,
Toți îl iubim pe Domnul. N-am zis niciodată, Doamne, îți mânios pe tine. Dar vă rog să mă ascultați puțin. Dacă îți construiești viața pe anumite ținte și dorințe, gen, voi fi fericit dacă voi avea o familie, dacă voi avea un job, voi fi împlinit, dacă voi avea o locuință, voi fi împlinit. Doamne, dă-mi o locuință, dă-mi sănătate, dă-mi o soție, ajută-mă să ies din faliment. Și te rogi și postești. Și Dumnezeu nu-ți dă lucrurile acestea sau nu-L se împlinesc. Știi ce se întâmplă? Dacă Dumnezeu și viața nu-ți oferă lucrurile acestea, vei ajunge să te superi și să te mânii pe viață și pe Dumnezeu, de fapt. Când nu primești ce-ți dorești, indirect, tu ajungi să te mânii pe Dumnezeu. Chiar dacă nu o verbalizezi, tu, de fapt, ai o revoltă împotriva lui Dumnezeu. Dragii mei, sunt câteva forme de mânie pe care le putem identifica. De exemplu, furia. Ați ajuns la nivelul ăla, știți cum e? Ce e aia? N-am auzit. Furia, dragii mei, este un exemplu de mânie. Este o izbucnire bruscă și agitată de mânie. E ceva ce se declanșează ca o furtună și tuni și fulgeri. Asta este furia. Există mai apoi, dragii mei, resentimente. Asta este o formă, dacă vreți, reprimată de mânie. Și asta e mai periculos. Există genul de oameni care îți nervoși pe tine, dar care zâmbesc în față. Frate, n-am nicio problemă cu tine. Domnul să te binecuvânteze. Dar în inima lui să cadă foc din cer, Doamne. Nu o să-ți spună, nu verbalizează asta. Dar astea sunt resentimentele. Cineva, ascultați-mă, te-a jignit în urmă cu 2 ani de zile. Nu-l uiți. Și faptul că nu poți să uiți și că ori de câte ori îți aduci aminte de ce-o făcut, de ce ți-o zis și mereu și mereu revine proaspăt în mintea ta chestia aia, înseamnă, ascultă-mă, că e o formă de mânie numită resentiment. Și problema resentimentelor, dragii mei, este că în timp ne otrăvește inima, ne închide. Vă dau un caz, Absalom și uciderea fratelui său Amnon. Știți că Amnon a necinstit-o pe sora lui Absalom. 2 Samuel 13 cu 22. Absalom a zis, după gestul ăsta revoltător al lui Amnon, zice Biblia că Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon. Dar a început ce să facă? Să-l urască. 2 Samuel 13 cu 22. Dar a început să-l urască, pentru că necinstise pe sora sa Tamar. Și atenție, după 2 ani, o ținut-o în el. Ăștia sunt genul de oameni care tac și nu zic nimic, te așteaptă la colț. I-ai jignit odată, le-ai zis o vorbă, nu spun, bă, de ce mi-ai zis? Nu, o țin în ei. Dar așteaptă un an, așteaptă 2. Și când te-o prins, auziți? După 2 ani, pe când Absalom avea tunsul oilor la Baal Hațor, lângă Efraim, a poftit pe toți fiii împăratului, inclusiv pe Amnon, care a crezut că ăsta l-a iertat, că-i totul bine, și acolo l-o moară. 2 ani de zile. E, dragii mei, cunosc cazuri din consiliere de oameni care de 10 ani țin în ei resentimente. Și tu crezi că mânia omului lucrează neprihănirea lui Dumnezeu? Și te întreb de ce nu ai bucurie, de ce nu ai libertate? Dar eu, parcă e cel mai blând om de pe fața pământului. Dar el e plin de resentimente. Nu verbalizează, nu are decibeli, dar ascultă-mă, o ține și o dospește în el. Și vine ziua când vă plezni. E un arcit care te consumă, e un arcit care te arde. De aceea ascultă-mă ce spun. În această zi ești în prezența lui Dumnezeu. Și ce mă rog să te rogi? Ca Duhul lui Dumnezeu să-ți aducă la lumină toate stările acelea de resentimente. Dacă există resentimente față de o persoană care ți-a greșit, de față de cineva care te-a trădat și încă nu poți să-l ierți și încă ții în tine și încă te alimentezi, ascultă-mă ce spun, roagă-te lui Dumnezeu în această zi ca Dumnezeu să te vindece de orice formă de resentiment. Pentru că forma asta de mânie, dragii mei, e una extrem de periculoasă. Acum, dragii mei, haideți să vedem cum putem, am văzut că trebuie să o înțelegem, mai apoi haideți să vedem cum să înfruntăm problema asta mâniei. Haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, haideți să înțelegem puțin perspectiva asta mai amplă. Neil T. Anderson, noi am parcurs anul trecut cărțile lui la grupurile de casă, Cine sunt eu în Hristos,
biruința asupra întunericului, un om al lui Dumnezeu cu o puternică dimensiune a consilierii, cu mari rezultate în direcția asta. Dar el spune niște lucruri dintr-o carte pe care a intitulat-o Puneți mânia sub control. Dragii mei, el depinde de două statistici, auziți? În medie, o persoană experimentează un grad de mânie și de frustrare între 10 și 14 ori în medie pe zi. Deci fiecare dintre noi, la semafor, la telefon, când te întâlnești cu cineva, când strigă cineva după tine, între 10 și 14 ori pe zi, dragii mei, noi ne confruntăm cu mânia, sub o formă sau alta. Îi suntem atât de obișnuiți cu ea, încât nu o mai sesizăm, încât nu mai realizăm, dragii mei, cât de vaste este și cât de vaste sunt implicațiile ei. Acum, dragii mei, omul acesta spunea că primul pas, cel mai important, este acesta. Vă citez. Mărturisesc că am o problemă cu mânia firească, că nu-i sfântă, care este păcat și că de unul singur nu o voi putea controla. Ăsta este primul și cel mai fundamental pas. Dacă sar peste el toate celelalte tehnici prin care tu încerci să te calmezi, numără până la 10. Inspiră adânc, expiră. Gata, m-am liniștit. Sună telefonul. Bă, ce ai făcut? Nu merge. Primul pas pe care trebuie să-l faci astăzi. Suntem în prezența Domnului, nu? Vino la Dumnezeu astăzi și spune, Doamne, știi, mă pot ascunde de oameni. Pot să le spun că așa, pot să dau, eu sunt din la coleric, frate. Deci, ce bine să simte el că are o justificare. Eu de la zice așa, temperament, așa e felul meu, frate. Nu-i felul tău. Mânia, dragii mei, nu se justifică. Și vreau să vă spun în această zi că trebuie să mărturisim înaintea Domnului. Mânia e păcat. Și înțelege ce am spus din introducere, că mânia duce la iad. E așa de serioasă problema asta, încât dacă nici faptul că vei merge în iad, dacă ești mânios, nu te mai potolește, nimic nu te mai poate potoli. Recunoaște că ai o problemă cu mânia. Dragii mei, sunt situații în care văd de foarte multe ori oameni care redenumesc mânia, o minimalizează, o exagerează, o justifică. Există un test, vă rog să mă ascultați, supuneți-vă la testul ăsta. Îl propune Neil T. Anderson. Câteva întrebări. Și poate ar fi bine aici să completeze, dacă îl faceți acasă, să completeze nevasta și tu pe ei. Vă propun. Prima întrebare, te mâni ușor? Cei care te cunosc spun că ai o problemă cu mânia? Și cine te știe mai bine ca soția, ca soțul și copiii? Crezi că ai dreptul la treia întrebare să fii mânios? Ai nevoie de medicamente pentru a te liniști? Dă-mi distonul calmul că nu mai pot. Ești ușor de enervat? Frate, punctul meu de ferbere după trei cuvinte. Explodez. Și auziți o întrebare care n-am înțeles-o, dar acum de când e Oradea până șantier, o înțeleg. Te enervezi când conduci. Dacă ești onest, la întrebările astea, și te rog, răspundeți acolo. Am. E un test în care poți să-ți dai seama dacă ai probleme cu mânia. Să văd pe ăla care nu se enervează când conduce. Vă rog să veniți la mine, că vreau să vă rugați voi pentru mine. Dar, dragii mei, ca să poți controla efectul, întotdeauna trebuie să mergeți unde? La cauză. Și cauza mâniei, în mod paradoxal, nu e nedreptatea care ni se face. Cauza mâniei, dragii mei, este mândria. Adevărata rădăcină a mâniei, ca și cauză declanșatoare, ca și factor declanșator, este mândria. Auziți? Vasile cel Mare spune așa de frumos, nu cuvintele sau faptele altuia provoacă în noi supărare atât de mult, ci mândria noastră de a ne socoti mai buni decât cel care ne-a insultat sau iritat. Adică, bă, cum îți permiți, mă, tu? Că asta e ideea. Tu? Bă, dar tu vorbești cu mine așa? Dintr-o dată când spui asta, înseamnă că tu te vezi pe un piedestal înalt și ăla e pe acolo, un purice undeva. Bă, dar cum îndrăznești? Bă, dar cum o putut să zică asta? Știți de ce? Pentru că, de fapt, noi ne poziționăm pe,
pe un statut de superioritate. Și mândria de cele mai multe ori, dragii mei, este adevărata cauză a mâniei. Noi știm mai bine decât guvern, noi știm mai bine decât ministrul finanțelor, noi știm cum e cu inflația, noi știm cum e cu politica, noi știm cum e cu guvernul, noi știm cum trebuie să conducă țara, noi știm cine trebuie să antreneze, noi știm cine trebuie să bage gol, nu trebuie să-l bage pe ăla, trebuie să-l bage. Ne enervăm, știți de ce? Pentru că noi credem că suntem mai buni decât aia. Aici e problema. Și acum să ajungem și la o tehnică practică bună. Încearcă să-ți controlezi tonul vocii. Puteți? Știați că 90% dintre frecușurile zilnice sunt declanșate de tonul nepotrivit al vocii? Vii acasă și zice nevasta, bună dragule, cum a fost? Lasă-mă pace, deja a început. Tonul vocii. Dumneavoastră auziți că 90% din probleme, din certuri, din mâniile pe care le declanșăm, e din cauza tonului vocii. Și foarte important să te rogi Domnului să te ajute, să-ți abții gura uneori, cuvintele. Proverbe 15:1 ne ajută cu un argument în direcția asta, un răspuns blând. Ce face? Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră, ce o face? O ațâță și mai tare. Vrei să dovedești că ești mai... Ce, las că zic eu. Și începe ea, megafonul, boxele, Dolby Surround. Vă dau următorul caz ipotetic pe care l-am mai trăit noi așa, alții, nu noi niciodată, da? Cine de aici căsătorim mâna sus, să văd, să nu fie o chestie bun. Pe ce las Domnul să vă ajute, să vă spun de ce. Să aveți cu cine vă certa. Un caz ipotetic, nu la alții, adică nu la noi, ci la alții acasă, dar te cerți cu nevasta. Nu știu, nu a plătit factura și-a luat poșeta aia, i-a spus, bă, nu ți-o lua, că n-avem bani, și-a luat-o. O să-l iei direct la Hermes. Bugetul tău este anihilat pe următoarele jumate de ani, e distrus. Și te cerți cu nevasta, bă, dar de ce? Și începe discuția, da? Și urlă, nu urlă, discutăm. Și dintr-o dată sună telefonul. Fratele cu tare, alo, pacea Domnului, soția, sora, e bine, la, mulțumim Domnului, mai bine decât merităm. Știți, dar de ce nu, ce-ți trebă, nu mă sună acum, lasă-mă că mă cer cu nevasta. Niciodată nu o să răspundem asta. Și de ce? Pentru că noi realizăm faptul că e o problemă, că trebuie să ce? Te sun eu. Și te prind în tonul unui cert. O pace, Domnule. Aș avea și o cauză, frate, dacă se poate. Copiii bine, copiii săraci pe sub masă, aoleu, spun mâinile. Îți bine, mulțumim Domnului pentru ei. Ăsta e adevărul. Și atunci, dragii mei, trebuie să fim foarte atenți în direcția. Doamne, ajută-ne să ne controlăm tonul vocii. Amin? Învață să acționezi, nu să reacționezi. Proverbele abundă, dragii mei. Mai citiți proverbe. E fain. 17:14. Începutul unei certe este ca slobozirea unor... Când s-a rupt barajul ăsta? Ceva în genul. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Doamne, ajută-ne! E mare nevoie să oprești cearta acolo, să spui, băi, eu plec. Nu mă cer cu tine. Amână-ți cearta, Richard Wurm avea o chestie, bă, mi-amân cearta. Venea Sabina să se certe și ea, că mai avea și ea, toți sfinții mai au și momentele lor. Și-o zis, dragă, ne certăm mai târziu, acum nu pot, am treabă. Și tot amână cearta. Doamne, ajută-ne la asta. Psalmul 39 spune, zigeam, voi veghea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu ce? Cu limba. Și îmi voi pune frâu gurii cât cel rău va sta înaintea mea. Și când spui cel rău, nu-i vorba de nevastă, de copii, ci cine stă în spate, cine declanșează, cine întreține mânia și cearta. Domnul să ne ajute la asta. Și dragii mei, mai trebuie să facem un lucru și cred că e foarte important legat aici, dragii mei, de mânie. Trebuie să învățăm niște lucruri.
Primul lucru pe care trebuie să-l înveți ca să scapi de mânie, în concluzie, dragii mei, este să înveți să te rogi pentru omul pe care ești mâniat. Am constatat în viața mea personală, am avut și eu mulți. Să știți că am avut mulți și încă mai am, care ne-au declanșat anumite stări. Și eu, poate la alții, trebuie să fiu onest. Dar există acolo o treaptă. Dacă reușesc, în mod sincer, să mă rog pentru omul cu care sunt certat, dacă reușesc să mă rog pentru el și să o fac sincer, am constatat faptul, dragii mei, că mânia dispare. Mânia dispare. Dacă reușești să te rogi pentru omul, dar sincer, cu care ești certat, ascultă-mă ce spun, e un pas fundamental, e un pas fundamental în a scăpa de problema mâniei. Dar știți ce vreau să mai învățăm? Că, dragii mei, pe fondul mâniei, crede-mă ce spun, o reacție pripită de moment. La mânie omul face multe prostii, certuri, strigă, rupe, urlă, aruncă. O reacție impulsivă de moment poate să aibă consecințe de durată. Cine a fost cel mai blând om de pe fața Pământului? Moise. Cu 2 milioane de evrei. Eu am stat numai o săptămână în Israel și am zis, Moise, mare ți-a fost credința. Credeți-mă. Au ei ceva în temperamentul lor. Și Moise are un moment, cel mai blând om de pe fața Pământului, îi moare sora, e în doliu, îi acade zbarnea, în pustiu, și ăia vin să se certe cu el. Vrem apă! Nu mai putem, de ce ne-ai adus? Nu știu, de ce ne-ai adus aici? Dar cine te-a pus să ne scoți? Spune, mai bine era în Egipt, la castraveți, la... Moise se duce înaintea lui Dumnezeu, foarte bine, fă asta. Când oamenii vor să se certe cu tine, du-te și vorbește cu Dumnezeu. Moise se duce și vorbește cu Dumnezeu, Doamne, nu mai pot. Și Dumnezeu spune, Moise, știi, ia toiagul, du-te în fața stâncii, vorbește cu stânca și stânca va da apă și se rezolvă problema. Numai că Moise e așa de nervos, cel mai blând om de pe fața botei, e așa de mânios. Nu știu dacă a fost oșan la origine, că oșenea o vorbă și așa îmi vine câteodată. Dau cu cuțetul în piatră, știți? Dar Moise se duce în fața stâncii și în loc să vorbească cu Dumnezeu, vorbește cu oamenii și au zis ce cuvinte îi se dă, nu de la Domnul. Ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să scoatem apă din stâng? Mi-ajunge, până aici m-am săturat. Și Moise, spune Biblia, că o loviți cu toiagul stânca și culme se o curs apă. O curs apă pentru că dacă nu era linșat, la cum i-o provoca pe aia, aia abia așteptau, atât așteptau. Și mai târziu, Dumnezeu îl cheamă pe Moise și spune, Moise, hai încoace, pentru că m-ai necinstit în fața poporului public, hai să spun ceva, Moise, slujba ta se termină aici. Tu nu mai duci poporul în țara Egiptului, te vei uita, vei privi Canaanul, dar nu vei intra în el. De ce? De la o criză de nervi. O criză de nervi în care spui lucruri care n-ar trebui spuse, în care arunci un potop de cuvinte, în care trântești, în care împingi, în care unor poate ajungi la violență fizică, s-ar putea să declanșeze consecințe, ascultă-mă ce spun, atât de mari și de durată, încât să nu le mai poți opri niciodată. Cu ani de zile în urmă mi-a spus un părinte, avea un copil destul de rebel, era într-o clasă numai de băieți. Eu am fost într-o clasă numai de băieți și știu cum e. Prima mare grijă când ești într-o clasă de băieți este să nu fie ăla care își-o încasează în clasă. Și cumva trebuie să par mai dur decât ești, să joci un rol. Avea un băiat, spunea părintele ăsta cu inima sfâșiată. Și băiatul meu cel mai mare a zis, a început să lipsească, avea absențe foarte multe în clasa 12 de la școală. Și a zis, m-am dus la o ședință cu părinții și când mi-a spus diriginta, uite, cu tare, i-a spus numele elevului, absență, 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 nu că învăța rău, dar avea absențe foarte multe. Zic, bă, așa m-am enervat
Când am ieșit din clasă, copiii erau toți din clasa aceea, așteptau ca după ședința cu părinții să fie o ședință cu ei. Era holul plin de elevi, de profesori și zis, așa am fost de nervos, a zis, încât când am deschis ușa, când am ieșit de la ședința aia, umilit, m-am simțit umilit că băiatul meu îi lipsește și mi-a spus diriginta că nu-i serios. Că... Când am deschis ușa, mi-a apărut băiatul meu la vreo 2 metri în față. L-am prins, spunea, în nervi, în mânie, am tras două pălmi, am urlat la el, am spus, vii tu acasă și a zis, în ziua aceea, și din ziua aceea, relația cu băiatul meu n-a mai existat. Zis, mi-a zis copilul meu așa, tată, ascultă-mă, tu pentru mine nu mai existi. M-ai umilit în fața colegilor mei, puteai să mă bați acasă, n-aveam nicio problemă, dar m-ai făcut să mă simt ultimul om de față cu toți. Și spunea tatăl ăsta la ani de zile distanță, băiatul lui s-a căsătorit, plecat de acasă, are jobul lui și a spus, nici măcar acum, după ani de zile, nu poate să restabilească legătura cu pruncul lui. Doar atât un mesaj de Paște, de Crăciun, sărbători fericite, la care le spune mulțumesc și atât. Și spunea, mi-am distrus relația cu copilul meu din cauza unei crize de nervi, din cauza mâniei. Aș da timpul înapoi de prea târziu. De-aia, frații mei, vreau să vă conștientizez în această zi că mânia, dacă nu e tratată, dacă nu e adusă la picioarele Domnului, dacă nu înțelegem că e un păcat, dacă nu înțelegem că e un păcat care ne afectează judecata, mintea, rațiunea, relațiile, că ne poate frânge relațiile, că ne poate strica chemarea, dacă vreți, și mai mult de atât să ne gândim că, de fapt, mânia face și victime colaterale, că s-ar putea ca tu, ca soția ta, să aveți starea asta conflictuală și copiii asistă și inhibă în ei toate certurile astea. Și poate că între prieteni și poate că acolo în familia ta și în altă parte și la locul de muncă tu ești un om care a trebuit să fii lumină și oamenii te văd că tu ești pocăit și mai spui că ai fost botezat cu Duhul Sfânt și urli și strigi la alții și faci o anticampanie împărăției lui Dumnezeu și Evangheliei lui Hristos. Oameni buni, Cuvântul lui Dumnezeu tratează cu mare seriozitate problema mâniei. Că-și vă spun, zice Pavel, cum v-am mai spus, v-am mai spus-o și altă dată, că nu e un subiect pe care îl tratăm o dată pe an, ci ar trebui poate în fiecare an, poate de două ori. Nu sunt lucruri noi pe care vi le spun, pe care le-am mai spus poate și în alte contexte și în alte situații, în predici, în mesaje, dar, dragii mei, mânia e un păcat grav. E un păcat capital, e un păcat pe care dacă nu-l tratăm, de care dacă nu scăpăm, pe care dacă nu-l aducem la picioarele Domnului, dacă nu ne pocăim, ne duce în iad. Că își răspund, cum v-am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Că de viață și de moarte. Doamne, avem nevoie să ne pocăim astăzi. Și știți ce e și mai dureros în raport cu Dumnezeu? Este că, dragii mei, mânia dă satisfacție diavolului. Îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și dă satisfacție diavolului. Pentru că spune aici, mâniați-vă și nu păcătuiți, Efeseni 4 cu 26 și spune mai departe în versetul 30 să ne apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului și spune mai departe în același context să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Mai mult de atât, și ce face mânia? Iacov 1 cu 20, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate lucra din cauza nervilor tăi. Dumnezeu vrea să te elibereze, Dumnezeu vrea să aducă schimbare în viața ta, Dumnezeu poate vrea să te vindece, Dumnezeu vrea să aducă un climat de binecuvântare, Dumnezeu vrea să-ți dea binecuvântări și sunt blocate, ca și tirurile alea în Vama Constanța, sunt blocate din cauza mâniei tale. Dumnezeu are binecuvântări pregătite pentru tine, dar auziți, mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Mânia ta și a mea îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze. Îți vine cuvântări pe care tu singur le blochezi din cauza mâniei, din cauza nervilor. Eu unul aici, spune cuvântul lui Dumnezeu, care a luat asupra lui toate nelegiurile noastre și mânia e nelegiuire, mânia e păcat.
E mielul lui Dumnezeu cel blând și smerit cu inima în această zi și Iisus spune, știi povara asta, vreau să te ajut. Lasă-mă să te ajut, îți spune Dumnezeu astăzi, vreau să te ajut. Dar trebuie să recunoști că e o problemă. De aia cred că avem pentru ce ne rugăm. Hai să ridicăm în picioare și vreau să venim înaintea Domnului și să te rogi împreună cu mine și vreau să ne rugăm cu toată biserica. Și poți să ignori subiectul ăsta. Bă, a fost o chestie cu statistici, au zis un studiu biblic, au zis multe lucruri fine, ok, dar cu ce rămâi? Dacă nu înțelegi că îl împiedici pe Dumnezeu prin nervii tăi să lucreze, îl împiedici pe Dumnezeu să te binecuvânteze, te rogi de atâta vreme ca Dumnezeu să intervină și pe Dumnezeu îl împiedică mânia ta. Înțelege că sunt consecințe grave și de durată. Înțelege la această dimineață că Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, când se coboară peste noi, aduce pace și liberare. Înțelege că una dintre roadele Duhului Sfânt este blândețea și este și înfrânarea poftelor în direcția asta. Ai nevoie să fii blând. Nu te mai justifica cu temperamentul tău, nu te mai justifica că așa ești tu, că așa te-ai născut, că ție sare țandura, că tu ai gura rea, dar inima bună, că e fals! Trebuie să venim înaintea Domnului cu pocăință în dimineața asta. Trebuie să ne pocăim în această dimineață și trebuie să venim cu nervii noștri, cu mânia noastră, cu frustrările noastre, cu argumentele noastre puierile și ce să facem? Să le punem la picioarele Domnului și să ne pocăim în dimineața asta. Să spui, Doamne, vreau să fie pace în familia mea. Vreau, Doamne, să nu mai existe tensiune între mine și copiii mei. Nu vreau să mai fie tensiune, Doamne, la locul de muncă. Nu vreau să mai fiu omul pe care diavolul îl folosește să aducă tulburare. Te gândești că de foarte multe ori, prin nervii tăi, prin mâniile tale, prin supărările tale, prin resemnarea ta, prin resentimentele tale, prin furia ta, de fapt tu ești agentul celui rău. Știu că pare ciudat ce spun. Dar nu te folosește Domnul, ci te folosește diavolul. Și nu cred cu adevărat că îți dorești ca diavolul să te folosească. Noi suntem, dragii mei, instrumente puse în mâna lui Dumnezeu, dar cum mai este și paradoxal este că de multe ori diavolul, prin păcatul ăsta că este un cap de pod, ne folosește el pe noi. De aia în această dimineață înțelege cât de grav este problema asta și vinul la Iisus Hristos. Vreau să ne rugăm Domnului. Vreau să-i spui specific lui Dumnezeu, am probleme cu mânia. Am probleme cu mânia. Doamne, atac nu problema, ci persoanele. Eu rănesc persoanele și nu tratez cu adevărat problema. Vreau să mă pocăiesc astăzi. Doamne, vin la Tine, mă pocăiesc și îți cer iertare. Și cer și vreau să învăț de la Tine, care ești blând și smerit cu inima. Doamne, vreau să vin viața mea. Vino Iisuse Hristoase și adu pace și liniște. Și orice legătură să fie ruptă, Doamne, în numele lui Iisus Hristos. Haideți să intrăm în rugăciune. Roagă-te conștient, realizează cât de important este problema asta pe care trebuie să o rezolvăm astăzi.